Arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente, este interzisă, iar fermierii care au solicitat plăți directe în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin riscă sancțiuni care vizează reducerea sau chiar excluderea de la plată. În acest context, autoritățile susțin că fermierii au obligația de a respecta normele de ecocondiționalitate, o componentă a politicii agricole comune ce condiționează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene și naționale, de respectarea unor norme de bază legate de mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor. Astfel, bunele condiții agricole și de mediu prevăd că este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente, iar obiectivul acestui standard este menținerea materiei organice în sol, prevenirea și reducerea poluării atmosferei. Fermierii trebuie să știe că dacă în teren se va constata că arderea intervine din culpa fermierului și acesta a făcut cu intenție această acțiune, vor fi aplicate sancțiuni la drepturile de plată, care pot fi în funcție de amploarea arderii, de suprafața declarată și de alte criterii, sancțiuni care pot să fie de la 5% la toate drepturile aferente cererii și până la excluderea totală a acestei cereri, a drepturilor de plată din cerere. Anul trecut, zeci de fermieri olteni au pierdut subvențiile APIA din cauza încălcării acestei reguli. În anul 2021, în urma primirii sesizărilor de la ISU, instituția noastră a sancționat un număr de 20 de fermieri pentru încălcarea acestei condiții, iar în urma controlelor pe teren făcute de instituția noastră, atât la fața locului cât și prin teledetecție, au fost sancționați un număr de 25 de fermieri pentru încălcarea acestei condiții. Pentru a monitoriza respectarea acestor reguli de către fermieri, APIA a semnat un protocol de colaborare cu Garda Națională de Mediu și cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Prin intermediul acestei înțelegeri se urmărește reducerea cazurilor de ardere a miriștilor și a vegetației prin sancționarea celor care încalcă aceste dispoziții de către toate cele trei instituții semnatare.